În cadrul festivalului de film Cinesat, desfășurat în comuna Lerești și organizat de către Asociația Culturală Lerești Mușel, s-au pus bazele înființării unor cursuri pentru regie actorie. Lecțiile de film, așa cum sunt denumite aceste cursuri, se desfășoară în incinta Ateneului Sarmiza Bilcescu Alimănișteanu și sunt ținute de regizorii Doru Nițescu și Viorel Costea. Spre surprinderea tuturor, la primele lecții s-au prezentat destul de mulți cursanți, elevi din școlile din Mușel. Printre aceștia s-au aflat și copiii din trupa Eden de la școala gimnazială Bughea de Jos. Am venit cu câțiva dintre componenții trupei de teatru ca să încercăm și altceva, să mergem către cinematografie, să încercăm regie de film. Sunt și foști componenți ai trupei de teatru acum la liceu, cu care am rămas în legătură și care vor să meargă pe această cale. Ce vor să afle și ce i-a atras să participe la aceste cursuri ne spun chiar cursanții. Aici pentru cursurile de regie și pentru a vedea cum se... Vrei să mergi mai departe, să urmezi această profesie? Da. Da? Da. Și crezi că te ajută aceste cursuri? Da, cred că mă vor ajuta aceste cursuri. Mă numesc Cipi Georgiana Alina. Sunt foarte încântată să particip la acest curs. Îmi doream de mult o experiență de acest gen. Și sunt foarte încântată, sper să decurgă minunat și să acumulăm cât mai multe informații. Mă numesc Mihuna Avram, am venit aici pentru a mă dezvolta social, pentru a cunoaște persoane noi și pentru a da seama ce aș putea să învăț și de mult îmi doream să trăiesc aceste sentimente care au la bază dragostea față de film și față de descoperirea lucrurilor care m-ar putea ajuta în viață. Ideea înființării acestor lecții de film antrenează tinerii într-o activitate care, chiar dacă nu vor ajunge să o profeseze, le va oferi amintiri frumoase. Și pentru noi este o noutate. Până la primul program de genul ăsta care se demarează în zona și mai ales la Lerești și în zona Comunului, este toată lumea vine cu așteptări foarte mari, să zic așa, și în ceea ce mă privește încerc să fiu reținut la așteptări, să vedem unde duce acest drum. Fiind nouă. Ce vă face aici? Păi nu, primul și un atelier. Este un atelier mai de lungă durată. Speranța că se va deschide la un moment dat un centru multimedia la Lerești. Și scopul nostru ar fi, în primul și primul rând, să se familiarizeze copiii cu ceea ce înseamnă cinema, cu filmul. Din păcate, la Comunul nu mai există cinematografe. Toată treaba asta cu filmul de așa quasi inexistentă și puțin obscură. Și atunci, poate prin acest program, cumva va renaște zona din punctul acesta de vedere. Dacă în urma acestor lecții de film se va naște un regizor sau un artist, câștigul este enorm pentru zona Mușcel. Ca noutate, începând din anul 2018 și administrația locală a municipiului Câmpulung va organiza un festival de film.